Bună Berbec și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 8-14 aprilie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Berbec, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru berbec în această săptămână. Dragi berbești, săptămână mare pentru voi, <laughs> pentru că avem în primul rând eclipsa totală de soare care se produce în semnul tău zodiacal pe 8 aprilie și care din punctul meu de vedere este un moment de forță. Da? Uh, berbecul resimte în această săptămână o dorință mare de schimbare, fie că este vorba despre a schimba felul în care arăți, fie că este vorba despre uh, a schimba modul tău de a te raporta la ceilalți, însă, oricum ar fi, Berbecul trece prin niște transformări destul de mari. Vedeți că unii este posibil să fiți puși în niște situații uh, ciudate. Da, mă rog, situații pe care nu le-ați mai trăit până acum, da și care zic eu că vă pot determina să faceți schimbarea vieții voastre, schimbare care zic eu că ține și de vindecare, uh, guvernatorul uh, eclipsei, da și guvernatorul ascendentului, că e un ascendent în scorpion, e domnul Marte, da, care este în conjuncție cu uh, cu Saturn. Dar îl avem și pe Pluto, care și el este guvernator de ascendent al eclipsei, care e tot într-un sextil cu Venus. Deci, Berbecul are curajul săptămâna aceasta să facă niște schimbări foarte mari. Însă, atenție, schimbările astea sunt din iubire, din pasiune, din plăcere. Cu siguranță, foarte mulți berbeci o să îi surprindeți pe ceilalți. Da? Unii vă puteți îndrăgosti brusc și ziceți, gata, acum mă duc și. Mă iau cu persoana asta pentru unii, nu știu, o prietenie poate se transformă printr-o poveste de iubire, dar uh, pentru alți berbeci zic eu că este un moment în care veți începe să abordați viața diferit, da? uh, poate chiar timp de jumătate de an o să simțiți așa vântul schimbării și acum, ca să fiu sinceră, cu siguranță săptămâna aceasta berbecul este cel care dă trendul schimbărilor, da? Uh, unii puteți să aveți parte de tot felul de idei geniale, da, în în perioada aceasta, pe care zic eu că ar fi bine să le puneți în în practică. Uh, berbecul se concentrează săptămâna aceasta și pe bani pe valori. Toată zona aceasta unii nu știu, poate vă amintiți voi că aveți un talent. Nu știu, de nu știu cât timp ascuns acolo la naftalină și acum nu știu, aveți curajul și scoateți chestia aia la suprafață. Da? Pe de altă parte, gemenii, uh, gemenii doamne, berbecii, poate aveți treabă cu vreun geamăn. Uh, berbecii săptămâna aceasta primesc ajutor din partea prietenilor, din partea oamenilor apropiați. Vezi că drumurile te ajută, comunicarea te ajută. Da? Iar uite, berbecii care aveți săptămâna aceasta un examen, da? Uh, v-ar ajuta foarte mult să repetați materia aia sau va ar ajuta foarte mult, nu știu dacă e un examen pe care trebuie să-l reluați, dacă ar fi o restanță sau e un examen pe care l-ai mai dat tu acum nu știu cât timp pentru postul respectiv și uite acum dacă uh, repeți cumva materia și repeți examenul, poate sunt șanse mai mari. Da? Uh, este o săptămână în care berbecul de asemenea trebuie să fie puțin atent și pe zona aceasta a sănătății. Um, poate este un moment în care berbecul începe să conștientizeze și că planul spiritual e important și că așa cum e în cer, așa și pe pământ, așa cum e în suflet, așa e și uh, în corp și în exterior. Da? Uh, și cu siguranță acest aspect uh, va da berbecului, să zic așa, o trezire destul de puternică săptămâna aceasta. Dar repet, în general este o săptămână foarte bună pentru tine, îți vin idei geniale, este o săptămână în care bărbecul vrea să se vindece, vrea din tot sufletul să fie cea mai bună varianta sa și repet, tu vei da startul schimbărilor. Hai să vedem, dragi bărbeci, ce faceți voi? Să vedem arhanghelii ce zic. Uite, bucuria divină, cifra nouă, foarte importantă pentru tine. Deci bărbăcul ajunge la un nivel înalt din punct de vedere spiritual, din punct de vedere energetic. Finalizezi ceva sau primești o veste bună care ține de un sfârșit și zici gata, m-am eliberat și de acum am o nouă viață. Da? O nouă viață. Culorile importante. Mov, în primul rând, deci culoarea spiritualității. Albastru, comunicare, galben, voință și roz, da? adică și energie pozitivă. Arhanghelul Zadakiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut ca prin rugăciune să te contopești în inimă cu Dumnezeu, să te eliberezi de toate înlănțuirile, să trăiești cât mai des starea profundă de dăruire totală față de Dumnezeu să manifesti mai mereu bucuria divină, pură și copleșitoare. Deci, dragi berbeci, este o săptămână în care uite, se accentuează foarte mult ideea aceasta de a face o operație pe suflet și de a te elibera. Aici, nu știu, poate să însemne și faptul că te duci și te spovedești, nu știu, depinde fiecare ce religiare. Că mergi la un terapeut, că ai citit o carte și ți-a deschis mintea. Da? Deci foarte, foarte intens acest aspect pentru Berbec te eliberezi de toate lanțurile alea pe care le aveai. Și aici lanțuri nu, poate să însemne și idei preconcepute pe care le avei, prieteni care te trăgeau în jos, oameni, da? poate sunt nu știu, lucruri pe care le-ai învățat de la părinți de prin trecut da? și acum înveți să le vindeci, înveți să te eliberezi de ele. Cel puțin ar fi foarte bine ca berbecul să lucreze cu propria persoană în această săptămână. Dar repet, eu tot cred că o să ne surprins pe toți cu uh, felul tău de a fi. Da, hai să vedem și tarotul ce zice pentru berbec. Am un tarot nou, nu știu, m-am atașat foarte mult de energia lui. E tarotul clasic, uh, doar că e puțin diferit. Așa ca și așezare. O să vedeți, Așa am simțit, nu știu. Pentru berbec, uite, 10 de cupe, prima carte. Olu. Ce faceți, dragi bărbeci? Mai unii, să știți că e posibil da, să luați niște decizii foarte radicale în viața voastră. Da? Poate să vă surprindeți și pe voi. Nouă de monede. Pajul de cupe. Uite, este o bucurie aici pentru berbec legată de un copil sau o bucurie legată de o ofertă nouă de muncă. Unii poate chiar vă gândiți serios să mergeți pe cont propriu, pentru că na, în unele cazuri cu siguranță sunt anumite mici mari probleme pe muncă sau în relația cu colegii. Da? Pe de altă parte, este o săptămână în care banii sunt importanți pentru perpec, da? starea de bine, însă văd eu aici o dorință foarte mare de, de independență a unei persoane. Bun. Uh, 10 de cupe. Da? Casa și familia sunt importante pentru perpec, dar zic eu că este și o săptămână în care pot să mergi undeva într-un grup mai mare de oameni. Și aici poate să însemne o adunare în familie, poate să însemne o ședință, dar pentru alți berbeci parcă nu știu, aveți tot felul de schimbări care se petrec în plan personal, eu așa simt să vă transmit. Pentru că, uite, la baza manifestărilor tale este arcana majoră, moartea, da? o legătură cu un scorpion, dar aici este clar un moment de transformări totale pentru, pentru berbec. Da? Uh, ești într-o săptămână în care închizi proiecte, te schimbi pe tine, îți schimbi felul în care arăți, vezi să nu faci schimbări din astea radicale, drastice, că totuși mercurie retrogrape acolo, dar da uh, tot înainte. Um, Perbecul simte săptămâna aceasta la plus infinit. În In inima ta, șapte de spade. Deci, este o oarecare dezamăgire aici. Nu știu, ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Unii bărbeți e posibil să fugiți da, din anumite prietenii, din anumite relații în care nu vă mai simțiți bine. Nu vă mai simțiți bine. Avem trei arcane majore în exterior, e foarte mult, dar oricum era de așteptat la ce e pe cer. Iar în mintea ta, nouă de cupe. Deci, bărbecul face schimbări pentru bucuria sa, pentru mulțumirea sa, pentru împlinirea sa. Și cu siguranță unii berbeci începeți să vă urmăriți puțin interesul. Da? Justiția în exterior, o legătură cu zodia balanță, dar și cineva aici care vrea să-și facă dreptate. Unii poate aveți legătură cu un lider sau cu o persoană care ia decizii mari. Este o persoană care conduce, cineva care Poate lucrează cu actele, mai văd aici. Însă, am un mesaj important. Pentru băieții care vă știți, în relații de cuplu toxice, da, și n-ați avut curajul să ieșiți până acum, e, uite, acum e momentul vostru. Da, e momentul vostru. Roata destinului sau roata norocului, în plan personal, deci apare un eveniment aici, lucrurile încep să se schimbe, lucrurile încep să funcționeze într-o anumită direcție. Da? Văd noroc, văd succes pentru berbec, însă eu aș zice că este un moment în care roata se întoarce pentru cineva. Da? Luna, ultima carte, o legătură cu Zodia Pești, dar uh, este și o săptămână în care lucrurile pot fi destul de confuze la muncă sau uh, este și o săptămână în care încep să vezi lucrurile mai clar Privind zona profesională sau privind o relație importantă, văd o persoană care are o sensibilitate foarte mare, care ia niște decizii, poate neașteptate, poate negândite, poate sunt decizii care fizic vorbind n-au nicio, n-au niciun noi dar n-au niciun sens. Dar, de fapt, lucrurile ei sunt bune, deci e clar că bărbecul reușește să se transforme, reușește să schimbe ceva în viața sa. Da? Dragi bărbeci, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ai rămas alături până la final. Sper din suflet să-ți fie de folos aceste informații, iar dacă vrei o analiză cu mai multe detalii, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Berbec în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc încă o dată că mi-ai rămas alături, la mulți ani tuturor Berbecilor și să ne revedem cu bine și data viitoare!